Bună, dragii mei! Mă bucur să ne revedem la o nouă ediție a emisiunii Business Robots. Așa cum am obișnuit, de fiecare dată vă aduc oameni speciali care au povești speciale. Astăzi am invitat un tânăr pentru a ne spune cum se poate începe o afacere în România, pentru că el a început acest lucru în urmă cu puțin timp. Vreau să-l întrebăm și să ne spună care au fost greutățile pe care le-a întâmpinat, dar nu numai atât. Bine ai venit, Roberto! Bună ziua, bine m-am găsit! Mă bucur să ne întâlnim în sfârșit online de data asta, după ce am discutat de câteva ori la telefon, și vreau să intrăm direct în atmosferă, să spunem așa. Spune-mi, te rog, în primul rând, câteva cuvinte despre tine. La momentul actual sunt inginer naval, dar asta nu m-a oprit să fac un business pe ceea ce înseamnă inginerie civilă. În aceeași măsură sunt fondatorul companiei Innovative Build, iar nișa pe care activăm sunt instalațiile. Instalațiile de toate tipurile, în principal electric, sanitar, termic și fotovoltaic. Cum de-ai ajuns la afaceri după partea de inginerie, să spun eu? Partea de business a început chiar de înaintea facultății. Imediat după admitere am participat la un curs de antreprenoriat și acolo mi-am descoperit această pasiune, pentru că antreprenoriatul îl fac strict din pasiune, și de atunci cochetez cu ceea ce înseamnă business-ul. Și cum s-a împăcat, să spunem, facultatea cu business-ul? Știu, pentru că și eu am făcut același lucru, dar vreau să știu în cazul tău cum s-a împăcat. La momentul actual, având în vedere în ce stil s-a modernizat absolut tot și tehnologia la care avem acces din ce în ce mai mult, m-a ajutat să fac business în timpul facultății și să nu îmi ocupe atât de mult timp cât să nu mă pot dedica și facultății. Asta e un lucru foarte bun. Recunosc că mi-a fost mult mai greu, pe atunci nu aveam această tehnologie. A trebuit să îmi împart timpul între cele două. Bun, hai să o luăm și cu partea asta de cum ți s-a părut trecerea? De fapt, nu, te-ai visat înainte de acest curs de facultate? Te-ai visat om de afaceri, să spunem, sau vroiai doar să fii inginer, să călătorești dacă ești naval, să faci, să repari sau să călătorești pe mare? Sincer să fiu, din totdeauna m-am văzut în poziția în care sunt acum, în poziția de antreprenor. Nu am avut ochii, dacă pot să-i spun așa, pentru a lucra pentru altcineva, deoarece de mic mi-a plăcut să dezvolt chestiuni și mi-a și fost întipărită în familie acest aspect. Și nu, chiar nu m-am văzut în altă situație față de cea care sunt acum și îmi doresc de săvârșire să fac lucrurile bine ca să o pot duce mai departe continuu. Deci să înțeleg că familia te-a susținut. Cum au primit această veste că tu, care erai inginer, te-ai pregătit să devii inginer, ai trecut pe partea de business sau vrei să urmezi această cale? Cum a primit familia această informație? S-au bucurat foarte mult și m-au susținut și în continuare mă susțin. Pentru că le-am spus clar că vreau acea zonă de libertate să o am pe parcursul vieții. Și doar prin intermediul antreprenoriatului, din punctul meu de vedere, o poți obține. Și au fost extraordinar de deschiși din punctul acesta de vedere. E ce să spun, așa am crezut și eu la început. Eu acum nu știu cum ai tu timpul, dar să știi că eu lucrez mai mult decât angajații mei, ca să zic așa. Nu știu cum este la tine. Într-adevăr, avem libertate, putem munci, să spunem, oricând ca antreprenori, dar de obicei muncim mai mult decât simple angajați. La tine cum este? Nu vă pot contrazice. Am momente când mi se întâmplă același lucru, dar satisfacția este enormă și ceea ce fac, o fac cu mare drag. Nu simt când muncesc, asta este cel mai important. Și când spun de libertate, nu mă refer strict la călătorii și timpul nostru liber. Mă refer strict la că pot munci de absolut oriunde și pot gestiona lucrurile cum vreau și când vreau. Aceasta este libertatea cea mai importantă din punctul meu de vedere. Nu stăm pe un program. Ne facem singuri. Cum ai început? A fost greu? După acest curs ai învățat cum să faci un business, o firmă? Cum ai parcurs etapele astea? Spune-mi, te rog.
După acest curs, abia am reușit să aflu bazele a ceea ce înseamnă business și antreprenoriat. Și atunci a început aventura. Evident că la început nu a fost ceva grandios, a fost un eșec total în primă instanță, dar m-a ajutat foarte mult pe parcurs. Mi-a dat niște lecții foarte importante, pentru că, evident, entuziasmul unui tânăr și toate aspectele acestea, de obicei, pun bețe în roate mai mult decât să ne ajută în evoluție. Dar sunt recunoscător, pentru că am făcut totul etapizat, am învățat și am avut niște experiențe unice care mi-au format și atitudinea și mentalitatea. Și din punctul acesta de vedere, eu spun că am început exact de unde trebuie și am avut cursul exact care trebuie. Asta e foarte bine, pentru că, din păcate, sunt business-uri în care mai dăm cu stângul în dreptul, de multe ori. Sau la un moment dat, exact cum ai spus, fiind poate prea tineri, neînțelegând toate procesele, procedeile și cum se fac afacerile efectiv, mai putem să avem și eșecuri. Deci mă bucur că ți-a mers bine din punctul ăsta de vedere. Ai spus inițial că a fost un real dezastru. Te-a oprit acest lucru? Ai avut momente când ai vrut să renunți, să te lași de antreprenoriat, să revii la simplu angajat, să spunem? Nu, în niciun caz. Din contră, dorința a fost din ce în ce mai mare. Pentru că nu puteam să-mi explic unde greșesc, doream să găsesc răspunsuri și am fost din ce în ce mai motivat. Cine te-a ajutat, spune-mi, te rog? Ai avut un mentor, ai avut o persoană care să, din familie sau dintre prieteni sau din altă parte, care să te ajute să înțelegi ce ai greșit, sau ai înțeles singur el? În unele aspecte le-am înțeles singur, în altele îi mulțumesc foarte mult mentorului care am început acest drum, doamna Gabriela Chiriac, cu care am și făcut cursul pentru prima dată, și dânsa de fiecare dată mi-a spus exact ce am de făcut, mi-a explicat extraordinar de bine și m-a ajutat în evoluția mea în ceea ce înseamnă business. Mă bucur să văd că sunt mentori care să ajute tinerii, pentru că voi, până la urmă, sunteți viitorul atât a antreprenorilor, cât și viitorul țării. Spun asta pentru că și eu am un băiat care a terminat facultatea de business din Marea Britanie și tot la fel și-a deschis un business, numai că el nu prea vrea să asculte. Tu ai fost ascultător, să spunem așa, ai urmărit exact ce ți-a spus mentorul, sau din când în când ai mai făcut și ce ai vrut tu? Au fost situații în când am făcut ce am vrut eu, dar nu, acele situații nu au făcut departajarea între un business de succes și eșec. Adică am putut oscila fără doar și poate. Ca idee, spune-mi, te rog, crezi că a meritat să lucrezi cu un mentor să te ajute să parcurgi mai ușor etapele astea? Cu siguranță. Este extraordinar de important să lucrezi cu un mentor, pentru că văzut din exterior, altfel putem cataloga situația. Și în acest sens, un mentor te poate îndruma mult mai bine, pentru că noi tindem să fim egoiști câteodată, să nu ne ascultăm instinctul, iar un mentor ne poate ajuta să trecem peste aceste situații. Când exact ai lansat afacerea asta, să spunem? Innovativ Build-ul a fost lansat anul trecut în vară, în iunie 2021. Și acum... Deci ai mai prins puțină pandemie, să spunem așa. Da, într-o oarecare măsură, da, dar nu a reprezentat o problemă. Deci nu te-a influențat nici într-un fel sfârșitul pandemiei, să spunem? Sper eu, de tot sfârșit. Absolut deloc, nu. Nu, nici în bine, nici în rău, nu ne-a influențat. Dar, eu știu, nebunia asta care se întâmplă acum, cu război, cu oameni care, cu imigranți care vin în țara noastră, te-a influențat în vreun fel? Ai simțit vreun aspect pozitiv sau negativ? În ceea ce înseamnă aspect negativ, a fost strict creșterea prețurilor la sisteme, pentru că potențialii clienți nu au mai fost atât deschiși la achiziționarea acestora. Dar am trecut neașteptat de repede peste acest fapt, pentru că am stat echipe întregi în spate, care am încercat să le calculăm cât se poate de bine,
și am ajuns la o concluzie care ne-a ajutat și acum în continuare mergem pe acele strategii care ne ajută și nu au fost în impas date fiind evenimentele actuale. Mi-ai spus că ai câteva direcții pe care mergi, tehnice să spunem, în zona ta de business. Care este piața cea mai importantă pe care activezi, să spunem, partea de instalații pentru căldură, fotovoltaice, care este în momentul de față? În aceeași măsură, zona de sanitare termice și electrice sunt făcute în aceeași măsură, iar zona de fotovoltaice suntem la început cu ea și dorim să o implementăm cât se poate de bine, pentru că energia regenerabilă, dată fiind situația actuală, trebuie înțeleasă foarte bine de către populație și mai apoi să o punem în practică. Dar, în principal, nișa instalațiilor sanitare termice și electrice funcționează cel mai bine. Am înțeles. Pe viitor, așa ca specialist, să spunem, vezi o dezvoltare mai mare a acestei piețe fotovoltaice, să spunem? Oamenii înțeleg, chiar dacă prețurile sunt mari de început, de achiziționat aceste sisteme? Da, surprinzător, oamenii înțeleg și din ce în ce mai tare sunt conștienți că energia regenerabilă este viitorul, atât pentru o situație cum este cea de acum, cu niște creșteri enorme la ceea ce înseamnă energia, cât și pentru un mediu mult mai sănătos, mult mai evoluat. Spuneai de echipe. Spune-mi, te rog, cum îți angajezi tu personalul? Lucrezi cu firme de specialitate de recrutare? Dai anunțuri? Îți chemi colegii, poate, prietenii să lucreze? Care e modalitatea de recrutare pentru tine? Anul trecut recrutarea a fost strict prin anunțuri, care s-a dovedit a fi un eșec. Și la momentul actual abordăm o altă strategie, contracte de colaborare cu diverse firme care lucrează pe aceeași nișă. În momentul când firmele respective trec prin filtrul nostru și totul este în regulă, pornim colaborarea. Și este mult mai eficient decât a avea angajați. Deci, până la urmă, e externalizat, să spunem așa, aproape serviciile pe care le oferi. Tu rămâi doar cu contractarea, cu, să spunem că ești un fel de antreprenor care gestionează aceste proiecte, nu? Să înțeleg. Într-o oarecare măsură, da, dar zilnic sunt la proiectele pe care le avem și de fiecare dată mi-ajut colegii să ducem la bun sfârșit. Adică nu am nicio rușine să dau costumul jos și să iau salopetele pe mine. Asta e foarte bine, pentru că sunt sigur că te-ai lovit de asta. La un moment dat să rămâi fără o persoană de care chiar aveai nevoie să termini un proiect și dacă te pricepi și îți place, sunt sigur că pui mâna și rezolvi tu problema. Se întâmplă aceste lucruri pe piață. Cum simți acum piața, apropo de această migrare a forței de muncă? Cred că acum este foarte util, după cum spuneam și mai devreme, să lărgim zona aceasta de ceea ce înseamnă parteneriatele. Da, într-adevăr, forța de muncă este mai slabă ca niciodată pe zona noastră, dar asta nu ne oprește să stagnăm, pentru că soluții sunt în continuare. Și evoluția, eu pot spune că pe zona de privat, evoluția României este din ce în ce mai mare. Și cred că vom avea parte de o schimbare în viitorul apropiat și a ceea ce înseamnă forța de muncă. În ce sens? Exact la ce te referi? Tind să cred că oamenii capabili se vor întoarce în țară. Respectiv, acum se abordează foarte tare tema în care agențiile de recrutare a forței de muncă din Asia, de exemplu, funcționează foarte bine și cunosc diverse firme care colaborează cu astfel de echipe și rezultatele sunt foarte bune. Acum ce să spun, eu pot să-ți împărtășesc experiența pe care am avut-o în Marea Britanie, pentru că eu am o companie de recrutare pentru staff în Marea Britanie și știu că, de exemplu, polonezii acum vreo 3-4 ani de zile s-au întors foarte mulți, chiar dacă erau aproape 2 milioane în Marea Britanie,
S-au întors aproape 1 milion în Polonia pentru că în acel moment țara lor ajunsese la un nivel de dezvoltare și de salarizare și de business care le-a convenit foarte mult. Deci s-ar putea să ai dreptate din punctul ăsta de vedere și să vedem la un moment dat că mulți români se vor întoarce în țară. Asta rămâne de văzut. Doar viitorul ne poate demonstra acest lucru. Te-ai gândit vreodată să accesezi fonduri europene? Da, într-adevăr, chiar m-am gândit și sperăm în anul ce urmează să abordăm această chestiune. Până la momentul actual, doar le-am luat în considerare, dar nu le-am și pus în aplicare. Dar pentru zona de dezvoltare, cel puțin pe partea de energie regenerabilă, cu siguranță este viitorul nostru pas în ceea ce înseamnă dezvoltarea business-ului. Spune-te, rog, ai început sau te-ai gândit vreodată să lucrezi pe online? Pentru că foarte mulți tineri se duc către această zonă să facă vânzări online, să ofere servicii online. Tu cum ți-ai făcut strategia și cum te-ai dezvoltat din acest punct de vedere? Din acest punct de vedere, la momentul actual, la stadiul de proiect, este un viitor magazin online pe zona de echipamente, pe nișa pe care funcționăm. Și pe mai departe, promovarea business-ului pe online a fost încă de la începutul acestuia și în continuare îl dezvolt cât se poate de mult, pentru că este o unealtă extraordinar de importantă la momentul actual, care ne ajută atât în dezvoltare cât și în promovarea firmei și a tot ceea ce înseamnă business-ul. Cum îți atragi tu, să spunem, marea masă a clienților? La momentul actual, marea masă a clienților este din online, din rețele de socializare și toate aspectele acestea. Deci ești în plin avânt, ca să spun. Dacă spui că de aici sunt majoritatea, înseamnă că aici trebuie să și investești, nu? Da, exact, exact. Investiții săptămânale în ceea ce înseamnă promovarea pe online. Bun, spune-mi, te rog, lucrezi cu o firmă specializată în marketing online. Îți faci tu, ai o persoană în cadrul firmei. Care este strategia ta? Zona de marketing și web design este o pasiune pentru mine, este un hobby și încă de la început mi-am făcut-o singur și, spre surprinderea mea, au rezultate foarte bune. Nu spun nu, cu siguranță în viitorul apropiat voi avea nevoie de suport și probabil că voi colabora cu o agenție sau cu un coleg pentru a dezvolta zona aceasta, dar până la momentul actual m-am ocupat singur. Cum a fost să înveți? Pentru că foarte mulți tineri vor să intre în acest domeniu a marketingului online. Care au fost pașii care ai parcurs, să spunem? Ai învățat singur? Ai avut cursuri? Te-a învățat cineva? Am învățat singur pentru că avem toată informația la îndemână, achiziție de cursuri și după aceea punerea în practică a ceea ce am învățat. Da, dar știi cum se întâmplă? Când faci lucrurile astea singur, nu prea mai ai pe cine să dai vina. Ca să spun așa. Deci, n-ai încotro, trebuie să mergi în continuare. Și spunem ca idee, care e modalitatea ta, SEO, partea de promovare plătită, partea de promovare gratuită, care dă pentru tine rezultatele cele mai bune? Rezultatele cele mai bune la momentul actual au fost pe promovarea plătită, dar cel mai tare mă interesează zona de organic. Când vorbim de marketingul și ceea ce avem organic în urma acestuia, acolo avem cea mai mare încredere că sunt clienții de care avem nevoie. Iar pe zona de SEO, într-adevăr, este cea mai utilă din punctul acesta de vedere. Dar la momentul actual, site-ul, de exemplu, este încă în indexare, fiind avem aproape 2 luni de când l-am terminat și încă fiind în zona de indexare, nu are rezultatele pe care ne le dorim. Dar sunt conștient că trebuie să respectăm pașii în zona aceasta și, cu siguranță, după vor veni și rezultatele. Cum este echipa ta? Sunteți tineri? Mai ai și o persoană mai în vârstă de la care să mai înveți, să spunem? Cum te descurci din punctul ăsta de vedere? Business-ul acesta l-am pornit împreună cu tatăl meu, care și el este maestru în acest domeniu.
și de la el am învățat tot ceea ce înseamnă construcțiile în sine și instalațiile. Cot la cot cu tata facem tot business-ul acesta și evident împreună cu partenerii noștri. În principal, cred că eu sunt cel mai tânăr din business-ul acesta și din toate parteneriatele pe care le avem. Spune, pentru că și eu mi-am dorit foarte mult, dar băiatul meu este mai rebel, el vrea să parcurgă singur aceste etape. Cum este să lucrezi cu tatăl tău? Din punct de vedere de business, este foarte bine că avem bază unul în altul. În principal, eu am o bază foarte mare în el pentru zona aceasta, pentru că o stăpânește extraordinar de bine, este un tehnic foarte bun. Dar cred că mai avem puțin de lucrat la zona de relaționare. Nu se face trecerea de la business la personal corespunzător, dar sunt chestiuni foarte, foarte, foarte mici. Dar este un inevitabil. Nu am auzit situații de genul care să funcționeze ca între doi parteneri străini care au semnat un contract și au trecut la treabă. Da, pentru că există o diferență de vârstă și aici tot timpul tinerii, eu chiar mă aștept la acest lucru, să vină cu idei tinere și inovative, iar cei mai în vârstă să eventual să se opună dacă pot, dacă trebuie, până la un anumit moment când își dau seama că viitorul până la urmă va aparține. Da, într-adevăr, dar nu, la momentul actual este în regulă. Mă bucur să aud asta. Roberto, vom lua o scurtă pauză, dar vreau să revenim pentru că mai avem multe de discutat despre business-ul tău și despre business-ul românesc în general. Revenim după o scurtă pauză.